Și... Nu cred! Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi avem ceva special și anume Base Icon SBC. O să deschidem minim 5 și să sperăm că poate, nu știu, ne răsplătesc zeii EA Sports cu ceva bombă. Suntem pe contul lui Uzuma, Legea, Regele Uzuma, după cum vedeți în stânga sus, fece Uzuma, Legea. Să sperăm că îi prindem ceva bun. Dacă ne uităm la echipa lui, echipa este bombă, ar merge un fundaș, un Rio, ar fi senzație în locul lui Gomez acolo, ceva la mijloc sau un atac, orice. Drop-ul a fost unul foarte bun din câte am văzut. Să sperăm că nu l-au modificat între timp. Și da, ce pot să spun? Înainte să începem să deschidem acest pack, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Hai să facem și noi 100 de like-uri la acest clip, fraților. Și haideți, mă! Hai să vedem prima icoană, primul base icon. Doamne ajută! Haide cu ceva bun! Haide cu ceva bun! Dă-i să sară! Haide EA Sports! Hai să vedem! Pe contul lui Uzuma, prima icoană este... Icon! Walkout! Brazilia! Striker Ronaldo! Bine, mă! Ronaldo! Si! A doua oară îl prind pe Ronaldo! Bine, mă! Nebunie pe sistem! Aia zic, mă, aia zic. Senzație, senzație. Ce v-a spus, fraților? Drop rate-ul este unul senzațional. Și final vine a doua oară Ronaldo acasă în DJK Crew la Uzuma. Ce pot să spun? Un card senzațional. Bine, păcat că nu are 5 stele skill. Asta e nașpa. Asta e nașpa la cardul ăsta, da. Ce pot să spun? Un card de cât? 1,5 milioane? 2 milioane? Hai să ne uităm acum cât costă pe market. Compare. 2,5 milioane. Despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Mamă, ce mă bucur că am reușit a doua oară să-l prim pe Ronaldo la pachet. Ceva incredibil. Hai să-i dăm și cu un mare Brazil. Unde e, mă, Brazilul? Brazil! Și haideți să mergem mai departe pe următorul cont. Bun, fraților, am revenit cu încă o icoană pe contul lui Mario Tio. Haideți să vedem dacă și la el avem bulan, că până acum a fost senzațional bulanul. Haide, mă, dă-i și lui Mario Tio. Hai să ne uităm întâi la echipă, să vedem ce echipă are. Hai să vedem și puțin echipa, să vedem unde are. Mamă, ce ai, mă, în atac? Îi trebuie un striker aici, un striker ar fi perfect. În apărare, un Zambrot ar fi bun, un Rio ar fi senzație. La mijloc, un Blanc în locul lui Sissoko aici. Da, deci hai să vedem dacă prindem un super icon la Mario Tio și îi dăm drumul la treabă. Haide, mă, hai cu încă o bombă atomică. Hai cu încă o bombă atomică. Haide să vedem. Haide, mă, EA Sports. Do it. Just do it. Walkout. Icoană. Germania. Mateus, fundaș central, nu e rău deloc, nu e rău deloc, jucabil, foarte jucabil, un card de 1.200.000, dacă nu mă înșel, Lothar Mateus, și chiar avea nevoie acolo de un fundaș, fundaș care poate fi jucat mijlocaș lejer, dacă începe în 3 fundași, ar putea să-l urce la mijloc și să rămână, de exemplu, cu Varan și cu Koundé pe poziția de CB. Hai să vedem cum arată și cât costă. Nu e deloc rău. Un card de 1.900.000. Arată foarte bine. 3-4, high. De asta zic, e bun ca CDM ar fi bun acest card. Însă nu e rău deloc. Singura chestie care cred că e nașpa la acest card, înălțimea, 1,74 m. Deci dacă ar trebui jucat neapărat pe CB, e un pic cam nașpa. În fine, hai să mergem mai departe. Miau. Da, fraților, suntem pe contul lui Jonalson acum, Base Icon și la el. Forța FC Argeș, să zic așa. Hai să vedem întâi să vedem ce echipă are John și după aia deschidem icoana. O echipă foarte, foarte bună, adică când te uiți la echipa asta, ce ar putea să-i dea bun? Un atacant bombă,
pentru că deja are Neymar și Mbappé acolo. Pe Mbappé poate să joace în bandă eventual. Un Blanc ar fi senzație, un Rio ar fi senzație, un Eto'o ar fi senzație. Da, hai să sperăm că mai prindem încă o bombă atomică în această seară, să vedem ce dă la acest icon. O să deschidem întâi Premium Gold Pack. A deschis și alte pachete. Hai să vedem la acest Premium Gold Pack dacă dă ceva. Nu este nimica. În mare parte pachetele au fost nașpa de la SBC-ul ăsta. N-am prea văzut să pige ceva. Dar, până la urmă, important să-ți dea la icoană ceva top. Și momentul adevărului. Base Icon Pack. Hai de EA Sports. Dă-ne încă o bombă atomică. Deschidem la Jonaldson pe cont. Haide să vedem, este Walkout, icoană, Vidic, bine mă, e bine. Pentru o secundă nu știam cine e, frate, e Vidic. Nu e rău deloc, nu e rău deloc. El este și fan Manchester United, fraților, i-a dat Vidic. Eu zic că e top, eu am zis că prinde Rio. A prins Vidic, nu e rău deloc, foarte bine. Nu știu cât costă Vidic, ia să vedem în primul și în primul rând cât costă. A rămas așa puțin, mi-a dat brain damage. E mai mult decât SBC-ul, e fix 500, nu e rău. 500 SBC-ul, 500 costă Vidic, dar e card jucabil. E un card jucabil, sincer. Cu Shadow arată senzație, 2-2 la Wicru și așa, dar legenda de la United a venit acasă la un fan de la United. Ce să zic? Eu zic că sper că John e mulțumit cu acest Vidic. Păcat că nu a fost Rio, că Rio era un pic mai bun, zic eu, decât Vidic, dar cred că și acest card o să fie bun în echipa lui. Și cam asta a fost și pe contul lui Jonaldson. Mergem mai departe. Și acum, fraților, suntem pe contul cel mai red list dintre toate, după cum știți, contul secundar, unde avem un R9 prins, un Messi roșu și haideți să vedem dacă continuă bulanul pe contul ăsta. O să deschidem pachetele. Sunt curios dacă ne dă ceva. Vedem. Primul pachetel, nu avem board, o să dăm skip. Ar fi bine să prindem ceva în defensivă sau ceva, nu știu, un band ar fi interesant, un Garincha, un Rio, chiar și un Blanc ar merge în echipa asta. Hai să vedem, Turer, gold upgrade, tradable. Nu avem board, o să dăm skip, dacă nu e board n-are sens să pierdem timpul, oricum nu sunt jucători buni. Așa, Lo Celso și Morata, doi jucători de 82, bun, Electrum Player Spec. Să vedem dacă aici prindem un jucător rar. Ia să vedem, este rar, gold rar, nu este board, skip. Bun, și mai avem ultimul pachet. Ultimul pachet este decent. Mă mir că n-au făcut chestia asta ca la FIFA 20, unde nu-ți dădea chiar nimic ca pachete, îți deau practic un jucător sau... acum cât de cât e decent, îți dă câteva pachete decente, deși costă foarte mult SBC-ul. Este board UCL, să vedem dacă este ceva Brazilia, poate să fie LV... da, e slăbuț, e 80, Neves, parcă nu? 80, da, Neres, pardon, un Neves. Bun, și transferistul e full, bun. Hai să vedem, fraților, avem icoana. Acum, știți cum e, Ronaldo deja l-am prins, untradeable. Nu vrem Ronaldo, deci asta nu trebuie să vedem Brazilia striker. Asta este important pe contul secundar. Hai să vedem, îi dăm tare și... Ia să vedem, base icon, este walkout, este icoană și... Nu cred, Puskás! Oh! Am prins Puskás, bine bă! Nu cred așa ceva! Băi, nu cred așa ceva! Bine mă, Puskás, a venit Puskás acasă! Ala Madrid! Ala Madrid, nu știam Ungaria, nu mai știam. Mamă, frate, card de 4 milioane sau cât e cardul ăsta? Bine, bă. Contul ăsta e red list. Red list, nu mai am ce să mai zic. Nu mai am ce să mai zic, e red list ca și mine, nu mai. Ce poți să mai zici de așa ceva? Ce poți să mai zici așa ceva? 1.900.000, wow. Wow, o să avem un weekend league, fraților, senzațional cu Puskás și Ronaldo. N-am cuvinte, fraților, n-am cuvinte cum arată cardul ăsta. Păcat care 3 stele weak foot. Păcat care 3 stele weak foot. Nu, acest base icon trebuie făcut neapărat, fraților. Trebuie făcut neapărat. Senzațional.
Hai să trecem mai departe. Platul costă medie. Dar haideți să vedem ce dă și pe contul principal. Ultima icoană, până acum, da, no comment la ce a picat, da, haideți să vedem. O să deschidem întâi pachetele acestea și o să dăm skip, că cu siguranță nu știu dacă va pica ceva aici, nu e nimica. Chiar aștept, nu știu, vreau ceva jucabil să putem să-l folosim mai mult, o perioadă mai îndelungată, dacă pică ceva bine, dacă nu, asta este. Ne-am încercat norocul, până la urmă zic că merită să încercați să-l faceți, adică oricum nu e repeatable icoana, deci na, nu puteți să faceți mai multe ori. Apropo, văd că sunt pachetele tradable, n-am observat, n-am verificat, turerul ăla este tradable. Aici nu avem nimica. SBC-ul vine undeva la 500.000 de coins, un pic cam mult ce-i drept pentru un base icon. Nu vă recomand să băgați toată suma asta în base icon, dar dacă aveți jucători untradeable, eu zic că merită încercat. Dacă cheltuiți undeva la 250.000 maxim, merită făcut SBC-ul. Bun, am deschis toate pachetele, n-a dat nimica și avem icoana, fraților. Hai să băgăm jucătorii ăștia în club. Trimitem pe ăștia în sus și... Emoții, pe contul principal avem nevoie de ceva top, te rugăm, EA Sports, haide mă, dă-i să sară. Base icon pe contul principal la DJ Clatu, Red List, haide mă cu ceva bun. Hai să vedem ce avem. Portugalia, cam, e figo frate, olorul-i Costa. Portugalia, cum era un Eusebio, mi-a dat de majulit un Rui Costa care nu merită nimica, din păcate. Îl vom folosi la o icoană, la ceva, nu știu, la un upgrade. Nu este deloc jucabil, din păcate, acest cartonaș. Face link cu Ronaldo, ce-i drept. Era mai bine dacă era Figo. Figo, baby, era perfect. Rui Costa am și uitat de-l. Putea să fie și Deco, chiar la pe cam. Asta este, din păcate, daună, dar, per total, eu zic că a fost ok. Nu uitați, fraților, să apăsați butonul de like și de subscribe. Și da, cam asta a fost. Eu am fost Alex aka DJ Clatu. Voi ați fost minunați și noi ne auzim în episodul următor. Pa, pa!